Cel mai rapid gol din actuala ediție de Liga 1 s-a marcat în duelul dintre Voluntari și Gazmetan Mediaș. Ilfovenii și-au prins adversarii pe contraatac, iar nou sositul Abdelah Belamer a deviat mingea în poartă după 2 minute și 17 secunde. Medieșenii au egalat repede prin portughezul Forteș, care a adus victoria etapa trecută contra Concordiei cu un gol marcat în minutul 93. Chiar dacă au avut antrenorul suspendat, medieșenii au fost mai periculoși. Chamed, Olaru și Romeo au avut cele mai mari ocazii, însă Drăghia a intervenit bine de fiecare dată. FC Voluntari Gazmetan s-a terminat 1-1, iar medieșenii vor juca etapa viitoare contra lui Dinamo. Puteam clar să pierdem această partidă, am reușit să luăm un punct norocos. Mi-a plăcut echipa din Mediaș, nu știu dacă pe fondul jocului slab al nostru au arătat așa bine sau chiar sunt o echipă bună.